În această ediție vă vom prezenta o situație care, din păcate, se pare că se generalizează și care poate avea rezultate de neimaginat pentru Europa secolului 21. Este vorba de români plecați la muncă în străinătate și care ajung să fie tratați ca niște sclavi. Există oameni care au scăpat din acest infern, dar cărora le este încă teamă să vorbească despre ce au pătimit. Există însă, din păcate, și cazuri de români cărora le-au venit în țară doar numele, cum se spune în popor, oameni care au murit în străinătate din cauza tratamentelor inumane la care au fost supuși. Salariile mici din România, precum și promisiunea unui trai mai bun peste hotare, au determinat zeci de mii de oameni să plece la muncă în străinătate. Din păcate, unii dintre ei realizează repede că nimic nu este atât de strălucitor precum li s-a promis la plecarea din țară. Ajung să facă munci care mai de care mai chinuitoare sau umilitoare pe bani puțini sau fără niciun fel de plată. Mulți sfârșesc prin a fi abuzați fizic și psihic de către angajatorii care îi tratează ca pe niște sclavi. Sunt oameni care s-au dus acolo să muncească. Au fost ademeniți, s-au promis niște condiții de muncă favorabile lor, niște salarii îndestulătoare și, până la urmă, ce găsesc acolo, de fapt? Sunt două aspecte. Plecarea la risc și a-ți căuta. Ajungi pe un teritoriu care nu-și acasă la tine. Poți fi înșelat din o bună credință de către cetățeanul italian. Dau exemplu, eu vorbesc despre Italia pentru că în Italia eu sunt cunoscătoare. Cum poți fi dus de un conațional al tău? Așa numiți caporal. Bună ziua! Pentru angajare am venit. Poftiți, poftiți! Aici, Viorel v-a trimis, nu? Da. El se duce, se împrietenește cu un partener, știe, deci este, știe ce vrea atunci când pleacă de aici. Așa zis, se duc. Să caute de muncă pentru oameni. Nu bună credință să se facă un document, un contract de muncă. Caporalul revine în România, bine poziționat financiar, cu lanțuri de aur, cu mașini, face un parteneriat tacit, murdar, cu partenerul italian. Vine acasă, oamenii îl văd, știți, apare dorința, să zicem, nu numai dorința, speranța că ar vrea și el să fie în aceeași condiție, să o ducă bine. Ne vedem atunci peste o săptămână, cu bagajele făcute. Vă mulțumim din suflet. Plătesc drum, pentru că le ia și drumul, pentru că el este foarte dotat cu un microbuz, cu un mijloc de transport. El este organizat pentru fapt asta. Și începe. De acolo la persoană. De la plecare vor fi deposedați de document. Pentru că vor trece ceva, pentru că va... Îi spune documentele, stau la mine. E normal, spune român. M-am întâlnit cu fenomenul în 2006, prima oară. Și a fost șocant. Pentru că atunci a venit către mine o cunoștință. Era un cuplu de bucureșteni, studenți. Ea avea 21 de ani. El avea 22, copii din familii foarte bune, dar care au crezut că pot să meargă la muncă fizică în străinătate, să câștige bani și să se întoarcă acasă. Aveau în plan să se căsătorească și au crezut că totul va fi bine. Și au ajuns în Anglia, în Marea Britanie, la o fermă de căpșuni. Nu am mai avut vești de la ei timp de 2 ani. Jumate. Ce s-a întâmplat de fapt? Au ajuns cu un contract pe care l-au semnat în România, deci ei credeau că totul este în ordine, că totul este legal. S-au trezit cu actele luate într-o rulotă pe un câmp, fără apă. Actele luate de către cine? De către angajator.
nu au acces la telefon, nu pot să ceară ajutor. Ce mi-a povestit fata care a fost acolo este cumplit. Vara, la peste 40 de grade, pe câmp, nu aveau voie sclavi, că practic ei erau sclavi acolo, nu aveau voie să ducă nici măcar la toaletă. Erau obligați să stea cu privirea în pământ și erau bătuți dacă îndrăzneau să spună ceva sau să ridice ochii din pământ. O soluție este ca oamenii să apeleze la una dintre asociațiile care se ocupă de gestionarea unor astfel de situații. Carmen Andrei este președinta Confederației CAPIMED, care are rolul de a sprijini românii înșelați, abuzați și maltratați de către angajatorii din Italia și în special din Sicilia. Doamna Andrei spune că numărul celor care au fost ademeniți în peninsulă cu locuri de muncă bine plătite, după care au fost sechestrați și puși să trudească zi lumină fără un ban, a crescut îngrijorător în ultima perioadă. Să ajungem la Sicilia. E o zonă mai delicată. Aici găsim oameni în agricultură. Sunt bărbați și femei la sere în Catania. La sere ești un angajat agricol. O parte au contracte minime pe economie. Aici avem violul și abuzul. Au învățat că românul, bărbatul, este un consumator, îl îmbată, abuzează lângă copil soția angajatului român. Și dacă femeia refuză? Știe ce se întâmplă, va fi amenințată că nici ea, nici soțul nu vor mai lucra și vor fi trimiși acasă. Nu ar trebui să accepte acele condiții de muncă, ar trebui să revină în țară sau acolo, pe plan local, să facă o sesizare în acest sens. Cu siguranță există reacție din partea structurilor, atât din statele de destinație, cât și din, mă refer la structurile de poliție, cât și din România. Un bărbat de 31 de ani, din zona Comănești, Moldova, pur și simplu a primit o ofertă de muncă de la o cunoștință în care avea foarte multă încredere, pentru că mai fusese, cunoștința respectivă mai fusese la muncă în Italia, și s-a dus undeva în perioada de iarnă să curețe o vie. Asta presupunea munca inclusiv cu drujba. Și s-a întâmplat să scape drujba din mână și să-și taie tendoanele. Intervenția chirurgicală a presupus o operație destul de dificilă. Numai că nu a fost o operație de reconstrucție, el a rămas cu handicap. A fost o operație de urgență, ar fi urmat și operația de reparare. Da, care nu a mai avut loc, tocmai pentru că omul, știind că nu are asigurare, a fugit după 5 zile din spital și a ajuns în România, unde nu și-a mai permis să își facă restul intervențiilor chirurgicale, neavând bani nici în România, neavând asigurare medicală nici în România, și acum a rămas cu handicap. Și cu o datorie de 18.000 de euro. Și cu o datorie de 18.000 de euro pe care nu va putea plăti practic niciodată. Constatăm o reticență a cetățenilor români în sensul de a depune sesizări atunci când se simt lezați în drepturile contractuale. De cele mai multe ori, constatările pe care le-au făcut autoritățile din statele de destinație sunt urmarea unor sesizări făcute de ONG-uri, de inspectorate teritoriale pentru muncă. Rare ori au fost situațiile în care cetățeni români au sesizat în mod individual cu privire la aceste aspecte. Cazul Rivera. Cu pistolul la cap, familii, trei familii, prieteni de români, au stat și-au cules portocal, trei luni, pistolul la cap. Și după aia a dus și a lăsat pe autostradă, fără un euro. Unii cred că fuga din țară sau căutarea unei vieți mai bune și a unui salariu mai bun o să le rezolve depresia, anxietatea, insomnia sau adicțiile. Fapt care nu se întâmplă. Eu am cunoscut oameni, spre exemplu, din Italia, români plecați acolo de 15-20 de ani și care erau tratați relativ ca niște sclavi moderni. La fel și aici, îți imaginezi că te duci și vei câștiga, ce știu, 1.000-1.500 de euro pe care acasă poate că nu-i câștigai, dar prețul pe care îl plătești, umilința pe care o suferi și condițiile în care ajungi să stai pentru banii pe care îi faci, te schimbă, te sălbăticesc, te înrăiesc, te fac să fii în același timp cel care a plecat de acasă și cu mirajul ăsta că se va îmbogăți noul Eldorado, dar și o persoană care și-a pierdut complet respectul de sine. Georgian Constantin avea 23 de ani și era din Călăraș. Lucra ca muncitor la o spălătorie auto.
a plecat în toamna anului 2016 să lucreze în Portugalia la cules de măsline. Avea nevoie de bani ca să-și poată întreține familia rămasă în țară. Și dacă reușea să pună ceva deoparte, tânărul visa că își va putea lua o mașină. Din păcate pentru el, drumul către țara lusitană a fost și ultimul. Eu l-am auzit la începutul lunii, nu a fost o perioadă scurtă până să plece. Băi, tată, că vreau să plec în Portugalia, că... Vă zic, stai mă cu mintea aceea, mă, că tu câștigi mai bine ca mine. Eu am salariul 12 milioane jumate. El avea 10 milioane care îi lua banii în mână, plus că era la spălător de mașini, scotea 300, 400, 500, 800, depinde de zilele care... Zic, tu câștigi mai mult ca mine. Ce treabă ai să pleci? Și zicea că pleacă, că pleacă. Noi i-am zis să nu plece și până într-o zi când i-a vorbit că i-a trimis omul la bani să-și ia bile și astea și să-și facă bagajul să plece. Georgian a fost ademenit cu promisiunea unui loc de muncă sezonier. Un prieten poreclit, Grasu, i-a promis că va câștiga bani frumoși și că va avea contract de muncă. Acesta a încercat de fapt să convingă mai mulți bărbați din Călăraș că este o oportunitate pe care nu o poți refuza. Foarte probabil era plătit pentru fiecare om adus la muncă. Atunci când a plecat în Portugalia, Georgian și-a lăsat în urmă familia. Avea un copil de doar câteva luni căruia încerca să-i ofere o viață mai bună. Concubina sa spune că nicio secundă nu s-a gândit că se poate întâmpla ceva rău. În seara aia vorbisem cu el, că pe 15 acum urma să vină acasă, când ia banii și... Pe urmă i-am dat numărul lui, după care m-a sunat lui tatălui, socrul meu. L-a sunat și el. A spus că vine acasă și că e fericit că vine acasă. Și a doua zi, pe 5 decembrie, m-a sunat șeful lui pe Facebook, tot așa, că a murit Gori, noi așa îi spuneam, porecla lui. Și nu am crezut. Și când a început să, parcă îi se schimbase și lui vocea așa și i-am zis să nu glumească, că astea nu sunt chestii de glumit. Și a zis că nu a glumit. M-am panicat, nu știam ce să mai fac, eram și Costa Micu și l-am sunat pe tatăl lui, i-am spus și tot așa mai departe. Deci pe 4, i-a cerut patronului ce mi-a spus patron. 150 de euro să-i trimeată la băiat să ia cadou de Moș Nicolae. Pe 4, tot pe data de 4, l-a sunat pe taicăsu, sau taicăsu pe el, nu mai țin minte, la 8:30 seara. Ne-a spus că vine acasă pe 15. Tată, vin să iau și o porc, să avem de Crăciun. I-a spus, stai că să nu mai lua, că luăm noi. Nu-ți trebuie bani de porc, tu să ai de cadou pentru băiat, tată. Era fericit, nu era supărat, nu i-a zis nimic. Era fericit că vine acasă. Și pe 5 dimineața la 9 ne anunța că a murit. Că la când că a băut 2 chile de țuică de 80 de grade singur și că... Așa mi-a spus patronul. Și că când l-a trezit, era mort. Dănuț, fratele mai mare al lui Georgian, era și el plecat în acea perioadă la muncă în Spania. Unchiul său îi făcuse rost de slujbă și îi mergea bine. Vestea morții fratelui său a căzut ca un trăsnet asupra lui. Anunța mama pe data de 4 decembrie incidentul care s-a întâmplat. Eram la lucru, la măslin în Spania. Eu am primit vestea asta undeva în jurul orelor 12. I-am luat telefonul mai mult cu forța, l-am luat de la ureche și zic, spune Mariana, zic, ce s-a întâmplat? Zic, spune. Zice, a murit George. Mă scuzați. Am început să țip. Zic, nu e posibil, nu se poate așa ceva. El era o fire, vorbea cu toată lumea. Nu era o fire ca să se certe sau chiar dacă îi spunea cineva ceva, du-te bă și lasă-mă în pace. Deci tot timpul râdea, tot timpul, chiar greutățile care le avea, nu-l cunoșteai că el e supărat. Și toată lumea îl iubea, și aici, și la muncă, și la tot cartierul.
Familia nu știa nimic despre locul unde se afla Georgian, deoarece acesta telefona foarte rar în țară. Primii care au plecat în Portugalia ca să vadă ce s-a întâmplat au fost fratele și unchiul lui Georgian, după care au venit și părinții. Din păcate, niciunul dintre ei nu vorbea limba portugheză și nu aveau nici bani pentru un translator, așa încât s-au bazat în relația cu autoritățile exact pe cine nu trebuia. Pe așa zisul patron român sau caporal, care intermedia locurile de muncă și care trăia de mulți ani în Portugalia. Acesta a spus familiei multe neadevăruri, dar, din păcate, pentru rudele lui Georgian și-au dat seama când era prea târziu. Mi-a spus că a băut până la 12 noaptea, că a băut două sticle de nu știu ce tărie care are 80% și că s-ar fi necat în somn și a murit. Nu cred, pentru că de fapt nimic din ce spun ei nu se leagă una cu alta. Unii mi-au spus că salvarea a venit în 5 minute, alții mi-au spus că salvarea a venit într-o oră. Absolut nimic nu se leagă. Deci eu am ideea mea că nu, el n-a murit de moarte naturală, deci n-a murit, domne, am băut și m-am trezit, numai m-am trezit dimineața. Deci, ideea mea și gândirea mea, cum spune, că totul e mușamalizat. Deci s-au vorbit între ei, deci s-a întâmplat o chestie care nu a fost, nu vreau să mâni pe Dumnezeu, nu a fost intenționat, dar s-a întâmplat. Noi toți nu credem că el a murit de moarte bună, pentru că el nu bea atât și avea semne pe corp, pe față, avea buza spartă când l-a adus. Era vânăt, era umflat. O zi zicea că l-a găsit cu fața în jos. A doua zi zicea că a venit salvarea, i-a ridicat tricoul și că era în dreptul inimii vânăt, că i-a plăsnit inima în două. A treia zi zicea că a murit sufocat. Nici eu nu știu cum a murit copilul meu. Pe noi nu ne-a lăsat să vedem băiatul 3 zile. Până vineri. Vineri. Ne-am dus acolo, nouă ne-a zis de la funerarii că mai înțelegeam cât de cât un pic de spaniolă, mai știa să vorbească domnul la spaniol. A zis să mergem la 1:30 la spital să recunoaștem băiatul. Dar eu nu știam la ce spital e. Poliția nu m-a băgat în seamă, ambasada nu mi-a zis nimic. Familia lui Georgian crede că este suspect faptul că tânărul a murit imediat după ce a anunțat că vine în țară. Mi-a spus că vrea să vină acasă, că nu mai poate să stea acolo, că îl plouă unde doarme, că se ceartă cu băieții aia pe acolo, că nu este bine și că este mai greu ca aici. Le dormeau o grămadă de persoane într-o singură cameră, 50 de persoane. Era nu cameră, hală, unde aveam niște paturi acoperite cu celofan. Câteodată îmi spunea că vrea să-mi zică ceva și nu poate. Și nu vrea să-mi spună de ce nu poate și nu îmi spunea ce vrea să spună, doar atât îmi spunea, vreau să zic ceva și îmi spunea, spune, și zicea, nu pot. Pot să vă zic că nu sunt absolut deloc condiții, în baie nu exista apă caldă, nu existau nici măcar geamuri, bătea vântul de afară exact în dușurile pe care le aveau ei acolo, din tavan pica apă exact în patul în care dormeai, deci din tot tavanul pica apă pe absolut toți care stăteau acolo. I-am văzut pe mai toți din jur care lucrau acolo când vorbeau și îi simțeam pur și simplu că vorbesc stânjeniți, adică îi reține ceva să vorbească mai mult. Membrii familiei lui Georgian sunt convinși că mulți dintre cei care lucrau acolo erau ținuți cu forța și nu primeau niciun ban pentru munca lor. E un lucru pe care l-au dedus din discuțiile pe care le-au avut cu așa zisul caporal. Am încercat să luăm legătura cu intermediarul român, precum și cu patronul portughez, pentru a afla și versiunea lor despre cele întâmplate, dar fără succes. Eu asta bănuiesc, că muncitorii erau ținuți oarecum cu forța, pentru că a și specificat el că niciunul din muncitorii lui nu și-a pus bani deoparte și vă dați seama că erau familiști pur și simplu acolo. Un om nu se duce în străinătate să se distreze, se duce să strângă un ban, să poată să facă ceva în țara lui. Poliția, când am fost, am vrut să depun plângere.
ne-a spus așa, că nu putem să facem denunție până în autopsie. După autopsie să ne ducem să facem. Deoarece că spune că nu poți să faci denunție pe ce gândești tu. Îți trebuie probe ceva. Într-un final, familia a primit un răspuns care i-a dezamăgit total. Pe scurt, se consideră că vina a fost a mortului. În urma autopsiei a rezultat că decesul s-a produs datorită ingerării unei cantități foarte mari de alcool. Părinții victimei nu se pot împăca însă cu acest verdict și acuză autoritățile portugheze, împreună cu angajatorul și intermediarul român, că au mușamalizat adevărul. Eu vreau să merg, până la capăt, cineva să plătească moartea copilului meu. Ce pot să vă zic e că nu e ceea ce, ce-mi declară ei. Ei fiind colegii de lucru care au fost acolo și patronul român. Tot timpul patronul român trăgea să plecăm cât mai repede din Portugalia, probabil, nu știu, îl stânjena oarecum că stăm acolo, tot timpul ne zicea nu ieșiți afară din casă fără prezența mea, nu faceți absolut nimic fără prezența mea, de să nu vă duceți acolo, să nu vă duceți la poliție, să vă interesați de anumite chestii, nu aveți ce căuta la ambasadă, tot timpul astea erau vorbele lui. Da, ei l-au omorât. Eu nu cred că băiatul meu a băut și nici nu poate să bea un om, indiferent cât de alcoolist ar fi, să bea 2 kg de vodcă de-aia de 80 de grade, iar dea mațile în el. De moarte bună nu putea să moară la 23 de ani. Avea o grămadă planuri, o grămadă vise, vrea să-și crească copilul, copilul era inima lui. Și vrea să vină acasă. Imediat după ce au aflat că vrea să vină acasă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Autoritățile române trebuie să facă ceva pentru proprii cetățeni aflați la muncă în străinătate, atunci când aceștia sunt abuzați, maltratați și uneori chiar uciși. O țară care nu-și apără proprii cetățeni este o patrie fără speranță, iar România poate face mult mai mult ca să nu ajungă țara din care pleci și nu vrei să te mai întorci. Mare atenție la cei care vă recrutează pentru a lucra în străinătate. Încercați să obțineți și alte informații despre locul în care urmează să vă desfășurați activitatea. Un amănunt cât de mic referitor la situația reală de acolo vă poate salva viața. Nu predați nimănui și sub niciun pretext documentele de identitate. Dacă încă din primele zile lucrurile nu se derulează așa cum vi s-a promis, plecați imediat, pentru că este puțin probabil ca situația să se îmbunătățească.